Gerul și viscolul nu afectează doar oamenii, ci și animalele, iar câinii sunt, din acest punct de vedere, cei mai amărâți. Dacă cei din curți sunt ținuți în cuști sau luați în case de stăpâni, cei de pe străzi supraviețuiesc cu greu. Sunt însă și oameni cu suflet care îi duc la adăposturi, iar acolo situația lor se mai îmbunătățește. La Călăraș, numai puțin de 200 de câini fără stăpân au ajuns în adăpostul administrat de primărie. Pentru a-i proteja de gerul de afară, îngrijitorii au suplimentat cantitatea de paie pentru ca animalele să-și poată face un culcuș călduros. Dacă mâncarea dispare din castroane, aproape imediat cum este pusă, apa îngheață. Pentru ca animalele să nu sufere de sete, ea este schimbată periodic. Apa la acest câine a înghețat apa. Acum o oră, asta o oră a pus apa, a spart și a prins, la suprafață a prins o poșniță miță. De câte ori se intervine într-o zi pentru schimbatul apei, pentru mâncare sau poate pentru schimbarea șternutului? În această perioadă, paiele sunt verificate zilnic, pentru că în momentul în care constatăm că acestea s-au udat, le schimbăm și punem unele uscate. Apa se verifică acum în aceste condiții de mai multe ori, pentru că, după cum vedeți, îngheață, așa că se intervine de câte ori este necesar. Pentru a vedea cât de frig este afară și de ce câinii au nevoie de protecția adăpostului, corespondentul Prima TV a făcut un experiment. Tu dăm bine acest tricou. În acest moment avem minus 8 grade în Călăraș. Îl punem la uscat să vedem ce se întâmplă. Acum așteptăm să vedem în cât timp îngheață. Au trecut aproximativ 2 minute. Mergem să vedem ce s-a întâmplat cu tricoul nostru pe care l-am pus în temperaturile de afară. Este înghețat bognă, după cum vedeți. În padocurile adăpostului, cu ajutorul pereților și paielor, temperatura este totuși mai ridicată decât afară. Dacă aici afară, în curent, aici e minus 5 grade, acolo cred că e 0 grade. Pentru câinii de la curte, viața e mai ușoară. Cei mai mulți nu stau afară în ger, iar cei care stau totuși au cotețele aranjate. Păi îl țin în casă. Na, acum e afară că e normal să-i dau drumul afară, să alerge și el să... Așa, dar în rest îl țin în casă. Are cușcă afară sau ceva? Are și afară cușcă, dar nu prea stă. La cușcă, adică are făcută frumos acolo, aranjată, cu blană, cu... Trebuie să fie cald? Păi de acum. Nu toți câinii au norocul să aibă un stăpân sau să ajungă la un adăpost. Pentru ei, primăvara e departe și nu se știe cât vor supraviețui.